Majorările de taxe anunțate de guvern l-au determinat pe un tânăr antreprenor să iasă în stradă în semn de protest. Acesta spune într-o filmare, ce a devenit virală pe rețelele sociale, că lucrează 12 ore pe zi pentru a-și ține afacerea pe linia de plutire și pentru a-și plăti angajații. Nu se poate o creștere de 300% la taxe peste noapte. Sunt de acord cu majorările acestea, dar în 3 ani, nu peste noapte, spune antreprenorul revoltat. Sunt aici pentru că e dreptul meu să fiu aici, pentru că mi-au crescut taxele într-o lună cu 300%, dacă vă vine să credeți. Nu știu dacă înțelegeți, dar 300% e mult în orice situație. Nu mai pot. Am venit aici pentru că nu mai pot și o să vin în fiecare seară 2 ore pentru că efectiv nu mai pot. Lucrez 12 ore pe zi și nu am timp să-mi văd copilul, stă în curte de o lună de zile și nu l-am văzut, crede-mă. Crede-mă că nu l-am văzut și îmi vine să nebunez. Și lucrez 12 ore pe zi și n-am bani să trec strada. Am un de frizerie pe care lucrez 12 ore ca să o țin deschisă, să plătesc cărți de muncă și chirii și toate prostiile din lumea asta. Pentru ce? Pentru ce? Pentru că efectiv am impresia că lucrez pentru ei. Deci nu se poate creștere de 300% peste noapte, adică într-o lună. Bun, sunt de acord cu ea în 3 ani, dar nu peste noapte, că ai tu datorii. Nu e treaba mea că ai tu datorii, rezolvă-ți-le, dă afară din oameni, fă restructurări, nu știu. Fă ce vrei, dar nu lua de la mine așa abuziv. Efectiv, mi s-a băgat mâna în buzunar. Dacă dumneavoastră vi se pare corect, nu știu. Mie nu mi se pare. Umblu cu Adidas și ăștia de un an de zile. Mi-am luat Adidas și am luat nevastă mea din târg la 25 de lei. Adidas. Din târg de la piața cu amintiri. Și eu mi-am luat la 10 lei niște pânze de alea. Nu se mai poate așa ceva. Nu se mai poate. Trebuie să vadă că suntem aici. Atât. Nu vreau, nu fac nimic, nu dau cu pietre, nu fac scandal. Vreau doar să stau aici și să... Efectiv, sunt. Nu știu că și colegii tăi au fost foarte, foarte amabili. Vreau doar să-mi strig of-ul atât. Deci doar să-mi strig of-ul atât, pentru că efectiv, crede-mă că nu mai pot. Mă face să știu, să-i zic copilului meu când bă, tată, ce-ai făcut tu, că acum eu plătesc 90% taxe. Zic, bă, tată, uite, am stat acasă, bă, când le-au crescut cu 300%, am stat acasă. Ei, eu vreau să-i spun că am fost aici, bă, tată, atât am putut eu. Să stau cu o pancartă, uite așa, în fața mașinilor. Atât am putut, nu pot să fac mai mult. Îmi vine să nebunesc. Pentru ce, mă? Pentru ce mă trezesc în fiecare dimineață? Să-i dau lui Ciolac cu bani să plătească el pe ăia la ASF care... Bă, primele 4 firme de asigurări cap de linie au dat faliment. Păi ce-ai păzit, mă, tu și dai sport de performanță? Ce-ai păzit, mă, tu? Băi, nu înțeleg mult eu din legile astea. Bă, dar ce e simplu, înțeleg și eu. De-aia mi-a crescut asigurarea de la 6 milioane la 12. S-a dublat asigurarea și a pus 300 de lei la salariu minim, din care 200 sunt impozitabili. Deci, practic, ce mi-ai aruncat niște praf în ochi așa, uite ce ți-am făcut, nu mai pot. Noi muncim să le plătim lor, efectiv muncim să plătim datoriile. Bă, nu mai pot, crede-mă, mi-a ajuns până peste cap, efectiv nu mai pot.